partea asta de sus. Ce credeți că înseamnă partea asta de sus? Este legătura gândii cu copacul. Este legătura voastră cu orice strămoș al vostru. Dacă ați desenat-o, mai mare, atunci înseamnă că aveți o legătură foarte strânsă cu strămoșii vostru. Cu cât ați desenat-o mai mică, e un semn de întrebare, ar trebui poate să umblu mai mult, să-mi vizitez bunicii. Da? Deci e un semn de întrebare. Ok. Mergem mai departe? Mai puțin de nimic. O să fie distractiv că la un moment dat o să mergeți acasă și o să urmăriți ce-ați desenat și o să vă gândiți. Partea de a doua, adică căciula din zi. Ce credeți? Care parte e? Ce înseamnă? Este partea în care descrie mentorii noștri, profesorii noștri sau orice persoană de la care am învățat ceva, de la care vrem să învățăm ceva. Este legătura. Această legătură cu copacul ține sămânța până atunci, până e gata ca să rodească un pom. Da? Deci să facă un pom, până atunci căpăcelul acesta rămâne deasupra. Deci acest căpăcel o să reprezinte toate persoanele de la care ați învățat voi vreodată ceva. Că sunt profesori, că sunt mentorii voștri, că sunt colegi de la lucru, prieteni, oricine care v-a influențat în viața voastră e căpăcelul ăla. Cu cât ați făcut căpăcelul acela mai perfecționist, mai rotund, cu punctulețe, cu atât relația voastră cu persoanele astea este mai puternică. Ultima parte, cea mai importantă parte, e sămânța. Din această sămânță o să rodească, la un moment dat, un copac. Sămânța înseamnă ceea ce o să vreau eu să fiu. La un moment dat, eu acum sunt această sămânță a ghinții, da? Dar la un moment dat o să fiu un stejar. Peste mai mulți ani. Întrebarea mea la voi este ce sămânță vreți să fiți? Ce vreți să dați în lume? Care e mesajul vostru? Fiecare dintre voi are acum un job. Dar câți dintre voi și-au găsit până acum chemarea? Ce înseamnă chemarea? E ceva ce mie îmi place să fac. Deci, dacă jobul și chemarea e aceeași, e super perfect. Atunci v-ați găsit locul lume. Dar fiecare persoană, când se naște, are o oportunitate de a fi ceva. Nu să mergem la job de la 8 la 5 și aia e aia. Chemarea o pot împărți în trei părți. Asta e un răspuns. Nu știu. Asta a fost punctul culminant al speech-ului. Și am putut pe ceva să răstare ceva. Cum putem această sămânță să o împărțim? Deci, noi toți avem, ne naștem cu o anume posibilitate. Putem să facem ce vrem noi cu viața noastră. Putem să devenim ce vrem noi. Nimeni nu ne oprește. Cum ați văzut astăzi, suntem creativi, putem să creăm picturi. Mulți dintre voi au zis că nu o să creadă cum să iasă. O să vedeți la sfârșit că plecăm acasă toți cu picturi. În primul rând, este natura noastră. Deci, trebuie să știm care e natura noastră, ceea ce suntem noi în interior. Numărul 2 este să ne cunoaștem pe noi înșine. Câți dintre voi știu lucruri despre ei înșiși, cum sunt în interior. Deci, ne vede lumea, dar nu știm într-adevăr cum suntem în interior.